Creștinii de pretutindeni se pregătesc să primească lumina sfântă a învierii, de la cei mici la cei mari, de la cei din Cătunul de Munte până la cei din marile metropole ale lumii. Toți românii s-au pregătit pentru sfintele sărbători de Paști și le așteaptă cu entuziasm. Chiar dacă trăiesc în străinătate, românii ortodoxi nu și-au uitat credința, biserica și tradițiile. În noaptea de înviere, cu toții participă la slujbele oficiate în parohiile ortodoxe românești. În Germania, la Nürnberg, credincioșii sunt așteptați la slujba oficiată de Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, înalt preasfințitul Părinte Serafim. De învierea Domnului, cu ajutorul lui Dumnezeu, voi sluji la catedrala noastră metropolitană din Nürnberg, sediul Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale și de Nord, unde așteptăm foarte mulți credincioși. Se știe că de Sfintele Paște aproape toți credincioșii vin la biserică ca să ia lumina învierii Domnului. Noi vom face slujba învierii noaptea la ora 11, care corespunde cu ora 12 în România, pentru ca să fim deci în același timp cu frații noștri ortodoxi din România. Și românii din München vor lua parte în număr mare la slujba de înviere. Slujbele de la centrul nostru bisericesc din München se vor desfășura și anul acesta în noaptea de înviere în biserica pe care ne-o pune la dispoziție parohia catolică din cartierul Haihausen, în biserica Sant Johann Baptist la Max Weberplatz, iar slujba va începe la orele 21 seara cu procesiunea în jurul bisericii, continuată apoi cu slujba învierii, cu utrenia învierii și cu Sfânta Liturghie. Așteptăm ca și în anul acesta, ca și în anii trecuți, să vină cât mai mulți credincioși. Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va fi în noaptea de înviere alături de românii din orașul suedez Jönköping. Liturghia pe care o să o săvârșesc în această noapte a Paștilor, în noua biserică ortodoxă românească din Jönköping, o să ne întărească și mai mult în credință, deoarece o să slujim pentru prima oară dumnezeiasca liturghie în noua biserică din orașul suedez Jönköping, pe care am cumpărat-o în această primăvară. Și în Italia, toate cele peste 180 de parohii românești sunt pregătite pentru slujba de înviere. Mulți români sunt așteptați și la Roma, la sediul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, unde slujba va fi oficiată de preasfințitul părinte Episcop Siluan. Începând cu orele 23, ora Italiei, o să înceapă și la sediul Episcopiei de la Roma, slujba canonului din Sâmbăta Mare, urmată apoi de slujba învierii. Creștinii, ca de obicei, se adună număr foarte mare aici la episcopie, deși în jurul episcopiei sunt mai multe parohii, chiar la câțiva kilometri. Însă locul deosebit atrage în fiecare an un număr foarte mare de creștini și de aceea organizarea acestui eveniment necesită și mulți voluntari și ostenitorii prejersesc pentru ca toți ceilalți care poate vină o singură dată pe an la biserică să poată să primească lumină, să poată să primească pâinea binecuvântată a Paștilor. Aflați la mii de kilometri distanță, peste Atlantic, românii stabiliți pe continentul american, deși minoritari într-o lume unde întâlnești toate confesiunile religioase, țin la credința și obiceiurile lor. Arhiepiscopul ortodox român al celor două Americi își așteaptă credincioșii de înviere la Chicago. Voi fi la Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena din Chicago, ca de obicei în fiecare an de Sfintele Paști. Vom avea sâmbătă, așadar, dimineața Sfânta Liturghie, iar mai apoi noaptea înainte de miezul nopții, canonul învierii, iar mai apoi utrenia învierii și Sfânta Liturghie. Ne bucurăm la Chicago să avem mulți români ortodoxi și să întâlnim pe mulți dintre ei în noaptea Sfintelor Paști, să le adresăm un cuvânt de învățătură și de îndemn de a cerceta biserica nu numai de Sfintele Paști, ci și în celelalte duminici sărbători. La și mai mulți kilometri distanță, în Australia, românii stabiliți aici nu lipsesc în această noapte de la biserică. Preasfințitul Părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va fi alături de românii din Melbourne. Eu voi sluji la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii, la Sărbătoarea Învierii Domnului, pentru că este prima sărbătoare, primul an când
sărbătorim aici, nu este un an de zile de când am deschis biserica mănăstirii, este și reședința episcopală și în această parte, în vestul Melbourne-ului, sunt mulți români, iarăși, care trebuie să meargă o distanță mai mare până la bisericile celelalte. Prin urmare, cei care doresc să ajungă la mănăstiri sunt așteptați aici. Și în Australia și în Noua Zeelandă, românii se pregătesc așa după cum este tradiția noastră românească. Vecinii noștri, românii care trăiesc în Ungaria, vor fi și ei prezenți la Sfintele Slujbe. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va sluji în noaptea de înviere la Budapesta. Slujba Sfintei Învieri va începe ca de obicei cu înconjurarea curților Goșdu, cu un pelerinaj sau o procesiune de aproximativ 1 km, după care facem citirea Sfintei Evangheliei în fața clădirii rămasă nouă ca moștenire de la Fundația Goșdu și unde vom și vesti vestea cea bună a Învierii Domnului și după care slujba Sfintei Învieri și Sfânta Liturghie le vom săvârși în capela noastră românească de la Budapesta. Românii ortodoxi din afara granițelor țării pot obține mai multe informații despre programul slujbelor de Sfintele Paști de pe site-urile eparhiilor și parohiilor.